Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit! Ne revedem astăzi, miercuri, cu o zi mai târziu decât de obicei. Întârzierea pentru care ne cerem scuze a fost cauzată de motive tehnice. Astăzi este 8 iulie și am decis să vă semnalăm doar câteva aniversări interesante legate de această zi. La 8 iulie 1581, Lucaci, riitorul, profesor la școala mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv în slavonă și în română al unei pravile. Acesta a fost cel mai vechi text juridic românesc datat. Și tot la 8 iulie, dar în 1901, în Franța, viteza automobilelor era limitată la 10 km pe oră. Și tot la 8 iulie dar în 1868 a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire, pentru anul clasei întâia primare. Și fiindcă vorbim de clase primare, vă semnalăm un text pe care ne-am dorit ca toți copiii români să-l audă și să învețe să-l îndrăgească. Poezia El Zorab, de George Coșbuc, interpretată de marele actor Florin Piersic. El Zorab. La pașa vine un arab cu ochii stinși, cu graiul slab. Sunt pașă neam de beduin și de la Babelman de vin să-l vând pe El Zorab. Arabii toți răsar din corță în vadă roibu când îl port și joc în frâu și las în trap. Mi-e drag ca ochii mei din cap și nu l-aș da nici mort. Și tot pentru copiii dumneavoastră, cărora vă sugerăm să le transmiteți dragostea pentru limba și literatura română, vă semnalăm un excepțional Grigore Vasiliu Birlic în Bubico de Ion Luca Caragiale. Vă amintiți cu siguranță de cățelul lățos plin de funde de panglici roșii și albastre, pe care disperat călătorul îl aruncă pe fereastră și exclamă Cocoană, eu l-am aruncat, mâncă ei coada și cocoana leșină iar. Lăsăm literatura deoparte. Este timp de vară, este timp de vacanță, deci călătorii spre România continuăm să vă informăm despre condițiile de călătorie ale minorilor, mai exact, ale minorilor însoțiți de alte persoane decât părinții. Însoțitorul care, însoțește, care călătorește împreună cu un minor are următoarele obligații: să acorde îngrijire și supraveghere minorului pe toată durata deplasării, să nu-l abandoneze. Să nu încredințeze minorul altei persoane decât părintelui reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute în declarație, sau, în cazuri deosebite, autorităților străine competente în domeniul acordării de asistență și protecție specială pentru minori. Să respecte scopul, ruta și durata deplasării menționate în declarație, cu excepția situației când există acordul ulterior al părinților cu privire la schimbările intervenite. În cazul în care nu este posibilă încredințarea minorului persoanei prevăzute în declarație, să anunțe imediat cea mai apropiată reprezentanță consulară sau consulat al României în vederea reunificării familiare a minorului. Și o știre din sănătate, din 8 până în 11 iulie, Polul Orășenesc al Sănătății organizează un calendar încărcat de evenimente dedicate sănătății, întâlniri, dezbateri, concerte, spectacole de teatru și multe alte activități. Pentru mai multe informații și pentru programul complet, poate fi consultat portalul Sănătate la Torino. În, cadrul acelui în același cadru semnalăm și ghidul Star Bene con la prevenție, să te simți bine prevenind. Și aceasta a fost ultima știre din ediția noastră de astăzi, miercuri 8 iulie 2009, a web știrilor jurnalul informativ în limba română, realizat și prezentat de către redacția web a primăriei din Torino. Vă reamintim că toate edițiile sunt disponibile atât pe pagina în limba română a portalului primăriei, cât și pe portalul YouTube alături de ediția cotidiană în limba italiană și de ediția culturală săptămânală. Următoarea noastră întâlnire cu dumneavoastră vine la viitoare 10 iulie. Până atunci, rămâneți cu bine. La revedere și pe curând.